Domnule Ponta, ne apropiem de finalul anului, știm acolo care este lupta la titlu, vă știm suporter al FCSB-ului. Cum vedeți lupta asta? În primul rând, sunt bucuros că ne-am calificat la europene. Acum sper că în campionatul intern o să joace ceva jucătorii români, să ajutăm echipa națională pentru la anul. În rest, da, sunt stelist, nu intru niciodată în disputa asta cu Steaua FCSB, că sunt roșu-albastru. Dar, uite, dacă tot e ziua celor de la Dinamo, chiar m-am bucurat să-i felicit, să le urez succes. Cred că cine iubește sportul trece peste partizanat și ține cu sportul în general. Aveți rivalitatea cu Dinamo ca suporter stelist? Cred că i-ați vrea Liga 1. Bineînțeles. De la mini-basket am rivalitatea cu Dinamo, dar nu există Steaua fără Dinamo, așa cum nu există fotbal în România fără cei care au tradiție, suporteri și care reușesc să treacă UME Rapid, m-am bucurat foarte tare, deci sunt genul de suporter, repet, care nu-i detestă pe adversari, doar ține cu ai lui și se bucură de sport. Ați vorbit de Naționala României, de grupa de la Euro, cu ce gânduri să mergem acolo? Păi acum, la tragerea la sorți, am fost norocoși, să fim norocoși pe teren, atât am doresc. Ce ar însemna o performanță pentru Națională? O calificare, păi, o să ieșim din grupă, ar fi suficient? Știi cum, în 2024 prea multe vești bune n-o să fie din alte domenii, măcar din fotbal să fină veștile bune. Mersi mult! Mulțumim! Seara bună! Mulțumim!